De două zile, medicii veterinari de liberă practică șer drepturile în fața DSVSA Olt. Este pentru a doua oară când aceștia se văd obligați să-și ceară banii cuveniți în stradă. Conform legii, fiecare cabinet veterinar primește 10.000 de lei lunar pentru a asigura desfășurarea activității și plata salariilor angajaților. Doar că asta este în teorie. În practică, banii nu au mai ajuns de 4 luni, deși acești oameni plătesc taxe și impozite la zi. Am rezistat foarte greu. A trebuit să facem eforturi suplimentare cu bani aduși poate de acasă și am rezistat în ciuda faptului că noi toți sperăm să fie bine și să nu mai ieșim în stradă, dar se pare că devine un obicei pentru fiecare drept al nostru. În acest moment, medicii veterinari așteaptă o veste bună de la ANSVSA și speră să nu mai fie obligați să iasă în stradă. Sperăm să fie ultima oră, sperăm ca odată pentru totdeauna să se respecte o lege aprobată, promulgată de președinte, pentru că e inadmisibil ca o singură persoană, președintele autorității, să decidă soarta a mii de medici veterinari, a familiilor lor și noi, la rândul nostru, fiind puși în incapacitate de plată, să decidem viața angajaților noștri. E imposibil așa ceva, de domeniul fantasticului. Mai mult, ieri au existat unele discuții pentru deblocarea finanțării, dar se pare că nu pentru întreaga țară. Se pare că și de această dată nu știu cine premiază pe cine dacă nu se dau acești bani. Nu știu de ce. Nu știu de ce au ales să se întâmple așa, să ajungem ultimii oameni, să ajungem cerșetori, să ajungem... Nu știu. În cazul în care conducerea ANSVSA nu îi va lua în seamă, oamenii sunt decisi să meargă și în instanță. Gândiți să vă cereți drepturile și în instanță, dat fiind că aveți legea de partea dumneavoastră? Da, deci în instanță le cerem oricum. Noi am introdus de vineri somații pentru lunile ianuarie, februarie și martie. După 2 săptămâni intervine un avocat, îi dăm în judecată. Mai mult, în acest moment, în Olt, 32 de localități, 9 medici veterinari de liberă practică. Printre protestatari au fost și absolvenți care nu pot prelua o zonă din cauza că acestea nu sunt concesionate. Momentan la mine în comună nu este medic veterinar, este dată prin atribuire unui coleg de-al meu și aștept. Aștept să se scoată, aștept în data de 15 septembrie, în momentul în care s-a eliberat vădăstrița, a lăsat-o un coleg și aștept atunci. În Olt sunt 62 de medici veterinari de liberă practică, iar tarifele serviciilor au rămas neschimbate de ani buni.